Let's go. Let's go, asta zic și eu. Bine ați venit la un nou episod de Wingman Road to Global. Sunt alături de John. Ia uitați-l pe John, pregătit acolo cu toate utilitățile pe el. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Și o dăm putere link aici pe Inferno, unde ne place nouă, spre Globalis ăla, că nu mai vine, știi ce zic? Hai să vedem acum dacă avem easy match sau fi lung? Nu? O fi casă? Ce ții, John? Lung. Simt smoke. O fi AFK? Nu cred. Este o variantă, să știi. Mamă, era aici, venea pe short. Mamă, vă invit să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Pentru că seria noastră e lungă, tare rău de tot. Și urmează să facem și globalul ăla și să începem cu provocările, cu mapele, să diversificăm, să... Mamă, nu mai e mult. Sau librărie, Ascult. În sa de la astea trebuie să urcăm către lem. Să revenim înapoi după ce am picat cu jucătorul de Facey 2500 elo care ne-a scăzut. Pentru că, na, am avut și parte de derang, că se mai întâmplă, ok. Cred că se întoarce. Poți să dai smoke ca să ies? Sigur. Am dat. Ia acolo, în smoke. Poți să ieși. Să știi. Nu cred. E aproape. Avea gap. Avea gap. Na. Ok. Asta zic, mă, tata, 2-0 pentru noi. Perfect, trebuie să luăm cât mai multe runde aici pe City și după aia ușor-ușor pe, sau de fapt pe T-Side, să ne fie ușor-ușor. Că, na, ar fi destul de important să nu ne chinuim acolo, să nu fie, să avem viață grea și cu palpitation cu astea pe T-Side, că, na, nu e ce trebuie. Zice să fiu, mie îmi plăcea și cred că și lui John, când începeam pe T-Side mai mult, că... Ai soluția de backup, după aia CT-ul, trage acolo cât de tare se poate. Oh, mid. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Oh. Mid. I-am dat grenadă. Ce noroc a avut. Mi-a prins-o așa, mi-a șterpelit glonțul ăla direct pe cap. Asta este, se mai întâmplă? N-am încredere în John. Ia zi, John-le. Nu știu unde vine. Short, zic eu. Puțin la spray, așa, la panication. Dar era mouse direct în tastatură acum. Oi, problemă. 3-0. Noroc că e de partea noastră. Mamă, s-a primit. Doamne ajută să fie primit John Lea. Asta zic că avem AK-ul. Și acum puteți trage și noi un glonț? Dacă iese cineva, bineînțeles, că dacă nu iese... Dacă nu iese, nu. Poți să bagi casă? Nu, mă ascultăm o butoaiele astea pe CS2, de nu am mare derby cu orice butoi, orice cutie, orice... Orice! Hai că m-am băgat casă. Nu e în casă nimeni. Lung atunci. Or fi. N-am verificat până în boiler. Boiler nu. Balcon nu. Sunt băgați. Da. Avem info, e ok. Dar lung, da. Lung. Scos unul. Scos doi. Bine. Mamă, dacă shift au avut runda asta, mă, nu li se mai termina shift-ul de pe tastatură, mă jur. 4-0, așteptau să facem pic lung. Da, așteptau să greșim noi. Bineînțeles. Da, noi nu prea greșim, că mai ales am văzut acolo la major scheme, chestii, nu mai se greșește. Ia uite. Hop. Hai ieși. A, s-a dus în balcon. Ține-o aici. E sub balcon.
Bine. Era, a, era deja pe scări. Mamă, avansase. Ok, ok, ok. Bine, de fapt are sens că e distanța mică și până am ajuns eu acolo, ușurelu, ușurelu, hau, hau. Vezi că am deja deagle, poți să-l iei tu? Dacă, a, tu ești cu pitul 50, nu am înțeles. S-a aruncat un deagle, asta este. Se face risipă uneori la noi, dar, na. Salut! Ah. Da, bro. Hai că-ți dau și un smoke. Doar lung poți fi, nu? 7 gloanțe. Lung sau boiler sau mid în bază la ei. Ia eu boiler. Ia eu boiler. Poate să vină casă. A, ești casă tu, scuze. Da, e da. Lung. Era lung, mamă, mamă. Eu verificam casa, dar nu te văzuse, n-am fost atent că te-ai băgat în casă, erai deja deep. Mamă, 6-0. Ăsta e match numai bun de rank up. Nu știm ce rank-uri au adversarii, asta e partea un pic proastă, nu prea știm ce rank-uri au. Da, o să aflăm noi. Și... mamă, mamă. Cu siguranță. Băi, am auzit pas aproape, cu siguranță avem 6 de un rank up. Bine, numai dacă nu-s prea slab și... Unul e lung. Unul e lung în smoc. Ok. Am băgat casă. Balcon nu e. Pe scări nu e. Casă la noi nu știu dacă e. Verifică tu. La balcon, dacă nu e ieșit, gen. Nu e aici. Sărit pit? Nu are cum să fie, nu? N-are. Short? Păi, nu cred. Nu știu, zic și eu, poate sunt toți din lung. Mamă, dar ce învârte, bro, băiatul ăsta? Mamă, fiți atenți, tactics, e short la roof. Short la roof, stătea el cu minte sub acoperiș, să nu-l plouă, că s-a anunțat ploaie. Un pic mai încolo, iau, se încep să se strângă norii. Și a zis că, na, dacă n-are umbrela, acolo stă. Ia să vedem, pac, pac, aca, ultima rundă pe City, toate utilitățile, avem și deagle, avem de toate, aș putea să-mi iau și un AVP, dar ce să mai luăm AVP? La boost, unde facem noi boost, aha, în sfârșit a avut o poziție bună, celălalt la boost era. Bine, mă, John Lemar, bine-s! Mamă, bine-s. Toate luate pe City, bă, băiatule, bă, de mult n-am mai avut așa meci, John Lee, e clar că... Adevărat. Mamă, și ești cu brânci. Aoleo, e clar că e meciul ăla, mamă, e meciul ăla, John Lee. E meciul ăla cu V, cum ar veni. Hai să... Cred că au direct gol Nova MG, sincer să fiu. Lung? Ai, că am tras dacă e, aha, ca de obicei la pistoale, talentul meu. Cred că, nu pot să cred că e tot acolo. Bravo, mă, John Lemo, bravo, mamă, pe ei a fost John. Și eram capai că verificăm imediat, dar mai întâi vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul AMFLASH, adică fix numele canalului și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim, se pare că eram cap, n-a venit... Cold Nova, dar de ce i-a băgat cu noi în meci? Mamă, ce reset ne-a dat când ne-a scăzut ăla cu 200 de elo. Păi dar nu, că meciul trecut am avut cu Le și a fost... Le, da, am luat-o în jos, ce să le... Mamă, gai, se dezastru aici și un pic. Da, ce să zic, stay tuned că... Urmează surprize, avem la tot colțul seria noastră și cu siguranță o surpriză va fi și aia când o să facem globalul, că probabil nu o să ne așteptăm, dar o să-l facem.